salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4. De această dată am ales să joc cu Max, nu să fac un clip cu din seria Rags to Riches. Așa și haideți să ne jucăm, să vedem ce vom face în acest episod. Ok, trecem și noi pe aici. Asta pe că stă la calculator. E scriitor de level 10 ăsta. Adică are tot ceea ce îi trebuie. Și o să-l scoatem în oraș, cred. Ce e băi asta? Cred că primește ceva bani. Și bineînțeles, dacă vă place acest episod, nu uitați să dați și voi un like, aștept comentariile voastre, o distribuire, ce vreți voi. Da, mă, uite, a luat bani. Maxwell. A luat bani. Ok. Ei, și caracterul cu toate... L-ați mai văzut voi oricum prin clipurile mele, cu toate skillurile la 10, cât se poate maxim, e... Dat naibii rău de tot ăsta. Așa, însă aș vrea să îl scot undeva prin oraș. Chestia e că vreau să-i angajez și... Vorbește cu WC-ul, da. Să trecem peste acest aspect. Hai să-i angajăm o servitoare. Ba nu, 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 nu. Stai mă că-i angajez o de-asta, dar sper să le aducă pe cineva interesant. Hire a service. Un valet. Da, acum nu știu ce valet o aduce. Băfițar ăla al naibii. Butler. Ia să vedem. Ce naiba n-o veni? Chiar îs curios. Sper să fie femeie, să nu fie bărbat. Că dacă e bărbat, de obicei ăștia adun numai bărbat sau dăia bătrânii. Care mie nu-mi plac. După că încă nu-și face apariția. Dar n-am văzut când venea naibii. Noi îl așteptăm oricum. Să vină aici. Deci casa este impresionantă. E totul alb, e lux de lux și aici. Dar nu mai ajunge odată. Când naiba ajunge? Uite. Ai, nu cred. Ce naiba e, mă, boșoroaga asta? Pe asta mi-ai adus-o aici? Nu, de ce ai adus-o pe asta? N-aș o niște puicuțe în orașul ăsta să chem pe la el, oare? Hai să dăm un travel să plecăm de aici, că... Fiind singur în casa asta, n-are nici ce să facă până nu-și găsește niște domnișoare ceva. În oraș aici nu avem nimic interesant. Hai să vedem prin San Michino. Ar fi o idee să mergem în San Michino. N-am mai fost de mult. Și să mergem la un restaurant ăsta foarte scump. Da, cel mai scump de fapt e ăsta. Unde cântă ăia la... Nu mai merg aici, că aici sunt ăștia cu karaoke-le lor. Uite și Apple Shop-ul pe aici chiar. Azi de în Windenburg. Bă, nu știu unde naiba să-l duc pe ăsta. În Willow sau în Brindleton ăsta. Ia să vedem ce avem pe aici. Uite aici, club. Hai să mergem la clubul ăsta, fă că e mai mare așa. Poate găsește și el vreo domnișoară pe aici. O aduce pe la el prin atacul lui personal. Ia să vedem. What? Nu-i nici naiba, uite ce ținut are băiețașul. Bă, dar nu-i nimeni, mă, aici. Uite cât asta urtanie asta. Ai, ce urâtă e, doamne. Dar de unde se aude muzica asta? Aolo, asta e servitoarea noastră. Ia uite, este și... Vai, de ca... Deci, uitați-vă ce e aici, câtă plictiseală e în orașul ăsta. Asta ce e băia sau fata? Ia uite că nu se înțelege cu asta. Dacă el parcă tot pe aici a venit și data trecută. Dacă mi-amintesc bine să-și găsească și el o aleasă, dar nu mai știu dacă el. Băi, deci cred că trebuie să fac în orașele astea să fac niște femei, mă, mâncați așa, că... Ce avem noi aici în jocul ăsta, nici naiba nu se uită la ele. Nu-mi place locația asta. Ne mutăm, îmi pare rău. Păi ce, eu stau oriunde? Aici e urât rău, dar ia uite de asta de nuntă aici, ce tare. Hai la barul ăsta și cats hangout aici, deci plin de pisici. Sper să găsesc bine, am ales și momentul nepotrivit la orele astea, gen. Dar ăsta mă arată mai elegant. Iar e asta și aici. Uite asta, nu scap de ea, asta e peste tot. Nu se cunoaște, dar nici nu vreau să mă cunosc cu asta. Arată bine ce-i drept restaurantul ăsta, așa e drăguț. Nu arată rău.
Ia să vedem ce intră pe ușă. O plictisită. Ce caută toate plictisitele aici? E rău că, bă, dacă n-aș găsi un mod ăsta în care să cheme femei cum ar veni. La ei, că sunt și ei singuri, n-au și ei dreptul la nicio femeie, la nimică. Ia. Astea mă urmăresc. Deci uitați-vă și tu voi ce e aici. Ba nervos, șetel pe pălărios. Ba nervos, ba nu-mi place nici aici. Hai că de-a nu o să ne plimbăm noi în episodul ăsta. I-a venit și astea facturile 5.000. Ce-a luat foc? Aolo, ce s-o fi întâmplat? În Willow Creek, aici la Night Club, ia să vedem, e cineva la Night Club-ul ăsta. Vreau să-i găsesc și lui ăsta o femeie pentru seara asta și nu reușesc. Uitați-vă și voi dacă ați pomenit așa ceva. Nu-i nimeni! Doamne, iartă-mă, deci dacă vin totalea, cred că nebunesc. Da, bărbați, ce e club de gay? Hai bă, dracului, niște femei pe aici și a... Mi-adun numai bărbați, ai de capul meu. Asta e mică, n-ai bine. Cred că e copil, ce e ea? Young? Hei, uite-o și aici pe aia. Aș putea să o cuceresc pe asta, parcă zice. Young adult. Flirty, hai. Hai, du-te repede peste ea, hai că cu asta te distrezi, că n-ai cu cine altcineva pe aici. Ei, slăbuță. A, cum n-ai să nu-ți placă? Nu, 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 nu. Vreau să-i dau niște chestii direct pe aici. Ia uite-te ce chestie. Bă, ești nebun? A dat cu săgeata în ea, nu cred. Asta n-am mai făcut-o până acum. Ia. Mamă, deci voi vă dați seama ce atracție are asta la femei dacă deja gata e a și îmbălsămat-o pe asta. Embrace, ia să vedem. Asta nu-i tot aia, mă, da mă, tot aia e. Ce mă, frate, ia uite pe Vlad, vai, nu cred. Block is, așa, hai să o întrebăm dacă e singură. Bine, o întrebăm degeaba, că oricum relaționează imediat cu ea. Mamă, ce urâtă e aia. Fără schiz direct, hai. Deci cred că e cea mai rapidă cucerire. Ok. Ceva disponibil pe aici, un loc, un locaș, ceva de distracție avem? N-avem. Ok. Deci prima am reușit. Hai că să facem un challenge. Să vedem câte femei putem să cucerim aici. Ce bă, e bărbat? Dar de ce te super dragă? Așa. Opa. Hai să-ți ofer o floare, draga mea, că văd că te-ai rușinat. N-a reușit. Stai, nu pleca. Au, asta se lasă greu cucerit. Nu cred că o să prea meargă la asta. Asta cred că era... A, dar stai pe că asta era într-o relație. Ia, uite-o pe asta, pe Alexis Summer, ia. Sper să nu fie și bărbatul aici. Da, asta este într-o relație. N-a luat, eram sigur. Hai să-i dăm tot lui asta, că văd că astea nu prea-și doresc. Ia uite, deci nu-l suportă nimeni pe ăsta. Cum ne-a bat și lotul?
Hai, mă lasă. Ok. Ia. Ah, dacă ăsta se pricepe și la muzică, la tot, ia. Așa. Băi, ia stați vă puțin, că pun eu aici o chestie, ce neba, chiar așa. Nu facem noi aici un aranjament, ceva pentru oamenii ăștia? Uite, popor aici și nu e nicio problemă. Adică, ba, chiar putem să închidem puțin, uite aici. Unde? Hai să vedem partea asta, uite așa, așa. Nu. Așa, uite așa, închidem aici, totul bine. Dăm cu un roșu turbat prin cameră. Dăm și pe jos repede cu ceva. Tot roșu să fie și jos, așa. După care, sta să scot ăsta de aici. Punem repede o lumină, ceva super romantic. Hop. Așa. Bă, dar nu cred că prea ajunge patul aici, ci drept. Uite așa. Hei! Și nu se poate să iasă. Da, oricum cine n-ai pe iese pe acolo. Așa, punem și o ușă. Ce ușă să punem noi aici? Tot una roșie, ok. Punem și un pătuț. Uite, de asta așa, hop. And here. Trebuie să avem în fiecare restaurant o chestie de asta, pentru că nu se știe cum e necesar. Ce are, mama, nu-mi dă voie să o duc pe asta pe aici? Ia să-i recite un poet ceva. Ok. Hai, dă-i. Complimente, tot ce trebuie. Ce mai e nebunit? Văd că mai e unul flirty pe aici. Ce nebă o avea? Oh, shit. Help, help. Nu, cât să nu-i dau lor. Nu vrea frățioare. Cred că rămâne cu buza umflată în seara asta. Ah, mă, dar de ce nu merge? Că vreau și eu să o duc pe domnișoara asta la o plimbare. Cred că nu o să meargă dacă îi dă chestia asta, ia să vezi. O să refuze. Clar, dar văd că-i apare aici ăsta. Ba, da, ba, nu. Embrace, ia, hai. Deci în orașul ăsta să nu mă urâți. Suave kiss. Hai, dă-i, dacă reușim chestia asta e bine. Ia. Așa, ok. Hai că e în creștere, totul bine. Flirt, încă un flirt. Ce sărbătoare, Harvest Fest. Oh. Pot să o și las însărcinată pe asta pe aici dacă vreau. Dar n-o să facem de astea. Vreau să o invităm doar la o mică distracție, dacă dorește și ea. Sper... Ia uite, bă, a venit un de la un gnom, l-a zăzut? Vrea sau nu ea? Ai, mă! Frate, până la urmă să lasă greu asta. Stai să-i mai dau niște de-alea. Ia. Piu! Cred că asta ajută foarte mult. Și asta cred că e o chestie doar pentru el care... Hai să mai încercăm o dată, să vedem. Ok, gata, am reușit. Am reușit chestia asta. A? Sau nu? Ba da. Gata.
Păi ce caut asta exact în camera asta? Ia, 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 ia. Sing together? Ia să vezi că nu pot să intre în pat, ar fi culme. Ah, ba da. Piu. Start! Ah, Holidays Gnome. Deci ăștia apar acum. Ok. Asta nu știam. Hai. Ușor, ușor, frățică, ușor. Hai, ești de acolo. Hai, come here. Ia uite, gata, a terminat, totul bine. Nu mai, bă, dar nu vrei să te mai ridici de acolo din pat? Yeah. Give cop. Ia, ia, ia. Hei! Ia uite al naibii. Ia stai, bă, că n-am făcut niciodată cu gnomii. Vino înapoi, sus. Ia. Give fruit? Nu, hai că i-am dat aia, să vedem dacă merge. Ia. A, și tu-i pomeni că bea asta, ia. A, și-a făcut chestia aia, tradițion. Tradition complete, ok. Oh! Ia. Yeah. Hai mă, lasă-mă cu singurul tău. Ia. Yeah. Și asta, open. Oh! Interesant, uite ce i-a apărut acolo în cap. Bă, firei tu să fii. Știți că pot să-i dau și lui asta o chestie de aia, să vedeți. Nancy? Aoleu! Și acum pot să-i dau direct ăla, asta să vedem ca să o schimbăm, ia. Sper să-i apă... Oh, nu apare. Nea, nu merge. Da, ce naiba e ăsta? Open season winter plant. Oh! Ce naiba e asta? Îs trei chiar. Ok, le lăsăm aici, le folosim ulterior, dacă e nevoie. Pe da, dragilor, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut acolo, am vrut să mai schimbăm puțin registrul. Mâine o să apară un nou episod din React to Riches, așa că... Dacă v-a plăcut acest episod, lăsați și voi un like, o distribuire, aștept comentariile voastre. Iar până la un nou episod de Sims 4, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!